Angajatorii se pregătesc pentru transparentizarea pieței salariaților. Peste 10.000 de joburi cu salariul afișat, de 3 ori mai multe decât în 2021. Discut mai multe despre acest subiect alături de Oana Botolan, expert HR. Bun găsit, doamnă Botolan! Bună ziua! Așadar, cum mă ajută pe mine, ca angajat? Durează mai puțin selecția pentru a mă angaja? Știu sigur pe ce sumă mă duc să lucrez într-o companie? Care sunt avantajele exact? În mod evident, am mai multe avantaje, respectiv, voi ști dacă jobul pentru care aplic este în intervalul financiar pe care îl țintesc. Adică nu voi aplica la joburi unde știu că nivelul salarial oferit nu are, e prea mare sau prea mic față de ceea ce îmi doresc. Prea mare, mai puțin posibil, dar prea mic față de ceea ce caut eu. În plus, voi ști, pentru că niciodată nu o să fie, în afară de rolurile de execuție, posturile fix de execuție, și nici măcar acolo, nu vorbim de sume fixe, ci vorbim de interval, da? De minim X. Ceea ce înseamnă faptul că, în funcție de nivelul de senioritate, în funcție de experiența proprie pe care o aduc, sigur că da, această sumă poate varia puțin în plus sau în minus în funcție de acești factori. Și atunci, pentru mine ca candidat, această transparență îmi scurtează procesul de căutare, îl focusează doar pe acele roluri care întrunesc niște criterii minime din punct de vedere financiar și, în plus, îmi oferă mai multă claritate, pentru că este, va fi mult mai evident dacă așteptările proprii, așteptările mele salariale, sunt la nivelul pe care piața și angajatorii îl oferă în acest moment. Există și dezavantaje care pot apărea în urma acestei transparentizări? Sigur că da, este vorba despre un proces care nu poate fi aplicat doar în recrutare, ci fiind obligatoriu în foarte scurt timp prin prisma adoptării prevederilor Uniunii Europene în România, fiind obligatoriu pentru posturile pe care angajatorii, companiile le scot la recrutare, automat dezavantajul pe care trebuie să-l aibă în considerare și să-l ia și să facă ceva în acest sens este cel legat de echitatea internă. Adică, dacă o companie scoate, postează un anunț de angajare cu nivelul salarial afișat, evident că și angajații existenți în acea companie, în prezent pe posturile respective, vor vedea aceste sume. Și atunci, acest proces de transparentizare nu se poate întâmpla doar în ceea ce privește posturile pe care le recrutăm. Acest proces va trebui făcut și în interiorul organizațiilor. Și deja este un demers pe care companiile îl fac, mai mult sau mai puțin, unele mai mult, unele mai puțin, dar este vorba despre explicarea, instruirea angajaților proprii cu privire la logica și criteriile în baza cărora salariile sunt acordate, nivelul salarial este calculat și acordat în compania respectivă. De ce în momentul în care ești promovat, ce ți se întâmplă, cu cât îți crește salariul, ce trebuie să faci ca să fii promovat și toate aceste criterii trebuie foarte bine explicate în interiorul companiei pentru a nu crea demotivare în rândul angajaților. Dar aș vrea să-mi spuneți și care ar fi avantajele unui angajator după această transparentizare a salariilor. Sigur că da, avantajele pentru compania angajatoare țin tot de eficiența procesului de recrutare și de focusarea acestuia. Respectiv, este același avantaj de scurtare a procesului, pentru că se minimizează numărul de candidați cu care va discuta angajatorul respectiv, care au așteptări salariale mult mai mari decât cele pe care le poate oferi. Deci, automat se deducem înspre o eficientizare a acestui proces și din punct de vedere al angajatorului, ceea ce înseamnă o scurtare a timpului, o minimizare a resurselor alocate și iarăși o nevoie de a fi foarte specific, de a fi foarte clar, de a explica foarte bine lucrurile și de a le organiza foarte bine în interiorul organizației. Deci din toate punctele de vedere și al
candidaților, angajaților și a angajatorilor această transparentizare, deși nu va fi simplă și va veni cu multe combunătățire a multor procese de resurse umane, dar în final este un lucru foarte bun, este un lucru care va duce la educarea pieței. Știți că vorbim de ani de zile despre educarea pieței din România. Ei bine, iată că acest lucru se întâmplă volens nolens și e un lucru bun, e un lucru care ține de modul de funcționare firesc în epoca pe care o trăim. Doamnă Botolan, vă mulțumesc tare mult pentru explicații. Mulțumesc, la revedere!